Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Corina Mărzac și bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Ochiul Public. Domeniul sănătății reprezintă un sector extrem de important, sensibil și strategic. Este un domeniu care provoacă numeroase presiuni în toate statele lumii, mai ales în cele în curs de dezvoltare sau în tranziție. De asemenea, trebuie să facă față numeroaselor schimbări. Despre reformele din domeniul sănătății vom vorbi astăzi în cadrul emisiunii de alături de doi medici, doamna Natalia Ștubei și domnul Gheorghe Brega, cei care simt pe propria piele efectele schimbării și ce măsuri se impun ca să fie și mai bine. Bună seara, domnilor, și bine ați venit la Noroc TV! Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Pentru început aș vrea să vă întreb, de ce reformă și ce nu merge bine în viziunea a doi medici? Domnul Brega, să începem cu dumneavoastră! Deci reforma nu că nu merge bine, deci este necesară reforma. Noi am ajuns acum la un număr de populație mult mai mic decât era. Acum sunt intervenții sau investigații mult mai sofisticate cum era. Nu este necesar de un număr atât de mare de paturi. Intervențiile chirurgicale de cum s-au redus la 3-4 zile, unele endoscopice care înainte le efectuau cu metoda tipică care era înainte. Asta acum necesită o reformă în domeniul sănătății. Eu n-aș vrea să vorbim de reforma în domeniu, de pildă cum des o reu de reforma spitalelor, chiar și ultimele viziuni a guvernului. Așa. Nu există reforma spitalelor, există reforma în domeniul sănătății. Domeniul sănătății este un domeniu destul de vast, care are o sumedenie de subdiviziuni. În cazul că noi să vorbim de reforma spitalelor români, voi ați pierde și mai mult. Pentru că eu înțeleg destul de bine, s-au axat unii, sincer s-au axat pe reforma spitalelor, pentru că acolo cel mai mult cheltuieli sunt la tratamentul spitalicesc. Dar nu poți spui acoperișul fără să ai temelie sau să ai pereți casă. Temelie temelilor în medicină este medicul de sector, medicul de familie, sau cum numim noi acum, sănătate, deci asistența medicală primară. Așa. Trebuie să o pornim de aici, dar cel mai corect ar fi facem toată reforma în domeniul sănătății să ajustăm conform reformei teritoriale administrative. Ceea ce solicită la noi comunitatea europeană, Uniunea Europeană de mult a solicitat, să nu facem reformele cum le facem noi acum, da, e bine de, la nivel central, dar toate pierderile, cheltuielile cele mai mari se fac în administrația publică locală. Și totodată reforma ar trebui chiar și spitalele. Noi nu știm la moment când să le construim. Dacă am face după județe, ar trebui 6-7 spitale și ne-ar fi foarte mult. Ce am văzut eu când eram în funcție? Deci erau vreo 19 spitale, se numeau ele centrale, care nu avem nevoie astăzi de așa ceva. Dar trebuie să începem cu liberalizarea dreptului cetățeanul de a se adresa la orice mediu, la mediul care îl dorește și la spitalul care îl dorește. Care ar fi scopul? Ar fi scopul că atunci ar fi o selecție mai naturală a medicilor profesioniști și medicilor mai puțin profesioniști. Eu, fiind chirurg, să vă dau un exemplu. Dacă eu am operat pentru 100 de pacienți pe o lună, eu aș primea salariu pentru 100 de pacienți. Da. Dar cel care a operat 2 pacienți, aș primea salariu pentru 2 pacienți. Să fie bun, să fac o concluzie. Ori el devine profesionist, ori își cată altă. Și nu trebuie noi să reducem statele de medici, nu trebuie. Așa e și ospitalele. Da, inițial o să fie greu, că o să aleagă spitalele mai bine dotate, dar pe parcurs o să vedem și nu o să trebuiască de redus spitalele singure au să dizolve. Pentru că nu o să aibă activități. Eu am găsit spitale în funcție mea, când eram vice-prim-ministru și prim-ministru intervenit, în spitale se efectuau 56 de operații, între care majoritatea așa de un grad de intervenție mică. Și am întrebat, pentru ce noi cheltuim atâția bani? Pentru că o apendicită acolo e așa cam cât costă o pulmonectomie sau o pulmonectomie la Spitalul Republican sau la Studiul Oncologiei. Și atunci, care e scopul? Deci noi trebuie să revenim la unele reforme. Dar nu trebuie să începem, nu știu ce straniu se întâmplă, să încep cu reforma spitalelor. Dacă vă amintiți, în 2014 s-a început reforma spitalelor.
s-au început acum așa, Spitalul Republican de Traumatologie, Spitalul de Boli Infecțioase și Spitalul de Urgență. Noi atunci, Partidul Liberal, fracțiunea noastră, am atacat pe Curtea Constituțională. Și straniu, Curtea, nu m-am înaintat sesizarea la Curtea Constituțională, imediat a doua zi, guvernul s-a retras. Hotărâre de guvern. În primul rând a fost o hotărâre de guvern înainte de anul nou, care nici nu s-a discutat la guvern. Eu înțeleg. Teritoriul, 5 hectare, centrul Chișinăul, de cel puțin 30-35 de milioane de euro numai teritoriul costă. Dar cum? Pentru ce facem asta? Că o să schimbăm numai, o să fie un director general, ăștia o să rămână. Partea și aia nu-i pregătit la spitalul de urgență. La spitalul de urgență nu era pregătit ca traumatologul să treacă încolo. Aici e un colectiv destul de puternic. Unica instituție care pregătește și studenți și medici după absolvirea universității. Deci e pentru și noi așa facem. Era destul de frumos dacă chiar incinta spitalului de urgență transformam și facem o clinică de ortopedie, traumatologie și ortopedie. Și transferam pe toți în bloc. Mi s-a spus, în calitatea mea de prim-ministru, s-a spus, gata, martie o să fie, zic, nu o să fie. Iată, a trecut 2 ani de zile, nimic acolo nu-i pregătit, să-i treci acum, nu. Hai să-i trecem o parte, asta înseamnă dezmembrăm colectivul, distrugem colectivul, care e bine, ei între ei să înțeleg. Spitalul de boli infecțioase, unic spital, și sunt boli infecțioase, cum poți comasa? E bine când ai un director, îți de acord, e când ai un contabil șef, e bine, îți reduc cheltuielile, ai un tomograf în toate spitale. Lăsați-i și așa, un tomograf este acolo la spitalul de urgență. Pregătiți întâi bine baza, pe urmă treceți. Dar așa se întâmplă ce se întâmplă. Și atunci, în 2014, și în 2016, iarăși se pune tu. Numai reformă cu aceste trei spitale. Tot mă chinuiau să accept numai decât să fie aceste trei spitale. Nu, domnilor, nu merge. Am avut sute de întâlniri la colective. Eu am venit colective la mine, am discutat cu ei toți. Nu merge. Nu vă grăbiți în așa mod. Iată, a desenat acolo că ce o să fie cu spitalul de boli infecțioase în incinta spitalului de urgență. Păi asta o să fie când? În 2020 dacă o să fie. Pentru că noi pe hârtie bine lăsăm. În 2014 trebuie să avem de acum spitalul ăsta județean din Iedineț. 2014. Unde-s banii? Banii nu-s, spitalul nu-i. Ce s-a întâmplat până acum? Și după asta merge altă. Deci eu vreau o asistență medicală primară. Medici de familie muncesc foarte mult. Aici în Chișinău mai bine, e mai ușor. Ai transport, ai, dar medici de familie care lucrează în raioane, în sate, Glod, Plouă, ei se duc, își fac datoria. Cum pot, dar și-o fac. De el primește un salariu de 200-300. CNAM-ul, la fiecare le da în mediu 400 de lei. Eliberează pentru fiecare cetățean. Deci acolo sunt trei gradații, nu mă dau în detalii, trei gradații, dar în mediu este 400. Deci la copii un fel, la pensionari altfel și la... Este, dar nu mă dau în detalii. Este 400 de lei. Eu, când fiind în funcție de mea, am zis, chiar sucotiți economiștii, dacă eu am 2500 de locuitori, într-un sat 2500 de locuitori, cu ce reies eu dacă mediu de familie și contractat direct la CNAM. El îți contractează la CNAM, CNAM-ul e achită suma, și atunci ies foarte bine. Ies 1 milion de lei. Când am socotit, mi-a spus că am 400-450 de mii, el trebuie să achite pentru arenda biroului, ca apoi să-l privatizeze, pentru o infirmieră, dacă are necesitate, pentru asistentă medicală, pentru... Bine, domnul Brega, am înțeles, dar haideți să vedem și părerea doamnei Ștubei în contextul reformării acestui sistem medical. Ce are de suferit medicul de familie? S-au împlinit deja 15 ani când acordăm asistență medicală primară pe principiul medicinii de familie. Cred că mulți din pacienții noștri au văzut avantajul acestui principiu, pentru că fiecare este bucuros să aibă un medic de încredere cu care, la care poate să meargă și el, și familia toată, și copiii, și părinții, așa, care cunoaște istoricul deja familiei, istoricul bolilor familiei. De aceea, pe acest principiu bazându-ne, s-a dezvoltat medicina de familie la un nivel destul de înalt. Avem deja un sistem bine determinat. La ziua de azi,
Dacă, de exemplu, în secție sunt 10 medici, este posibilitatea de înlocuire unui medic cu altul când pleacă pe perioada concediului sau cursurilor de perfecționare. Avem laborator performant, avem condiții pentru investigații costisitoare, avem o echipă bună de specialiști cu care putem să ne consultăm în orice moment. Și conform anchetărilor pacienților noștri, satisfacția pacienților din medicina de familie crește pe an ce trece. Asta este situația în Chișinău și cred că ea trebuie menținută. Așa. Domnul Bregă probabil cunoaște mai bine situația într-adevăr în localitățile rurale. La noi nu este rău la moment. Și e mult mai ușor să distrugi decât să construiești ceva din nou. Am vrea să se mențină și să ne perfecționăm Doamna pe departe în așa direcție. Aș fi de acord cu dumneavoastră cu o singură condiție. Ce salariu are acum medicul de familie? 4-5 mii? Deci 250 de euro, așa e? Acum eu m-ați întrerupt, domnișoară Mărzac. Deci, dar când medicul de familie o să fie contractat direct de la CNM, de la CNAM, și o să aibă 1 milion de lei pentru sectorul lui de 2500, o să cheltui 400, lasă să 500, fii mai ușor de cheltui, 500 de mii, ăsta e salariul lui. Salariul lui care reprezintă cam 2000 de euro pe lună. Păi atunci cum vă întreb eu, cum credeți, pentru ce lucrează medicul ăsta de familie? Lucrează pentru ce? Că aveți semeferi, ameteuri. Eu mă uit la ameteurile astea, niște clădiri mari, vechi, care trebuie întreținute. Ce aveți dumneavoastră acolo? Deci contabil. Toți cu mașini au, șef, vici și așa mai departe. Când mai socotim încă și auxiliarii câți aveți, un medic lucrează pentru 5. Deci salariile se duc la toți 5. Și mai este încă una. Medicul nu mai deconectează lumina, las pe asistenta medicală, asistenta medicală tot așa, robinetul curge, nimeni nu face nimic, apa curge, dacă nu o să fie biroul meu, eu o să închid. Și atunci o să am grijă și o să achit una la mână, doi la mână. Eu când știu că eu am pacientul, a venit la mine și eu nu l-am deservit corect și frumos, el o să duc la altul și eu o să fiu obligat și nu o să-mi spun. Azi nu vă primesc și dau dreptate mie de familie pentru un salariu mizerabil. Azi nu vă primesc un test programat. Eu am încheiat ziua de lucru. La mine acum e ora aceea. Cu ce vă ocupați oameni de familie? Cu majoritatea scris, sunteți contabili. Același contabil se poate de angajat. Așa mi s-a spus, că un contabil poate lucra la 5-10 medici. Și atunci el ia câte 500, câte 1000, 2, 3, 4, acolo în dependență, și el achită la 10 și el contabilul la toți 10. Și omul are și medicul folos, dar cât pacientul o să aibă. El când știe, și că dacă pacientul își alege medicul, asta o să fie ca în Germania, o să dispară plângerile astea subiective. Pentru că acum te duci și unii ești reprezentat. Ți-l-a pus medicul înainte, îți place, nu-ți place, ești obligat să te duci. Te-ai dus în chirurgie, patul e liber în salon, este doctorul ăsta, eu nu vreau, dar te duci. Dar când el se alege, atunci pacientul spune în felul următor. Dacă și aici am avut complicații, înseamnă că și-ai dat Dumnezeu, că eu ne-am ales doctor și am mai bun. Asta e toată situația. Și nu trebuie, noi cu 2000 de euro pe lună, întoarcem toți doctorii noștri de psihotare care sunt acolo, stau, știți ce fac. Nu vreau să mă dau în detalii. Dacă nu toți, 100% 50 se reîntorc. Și atunci, cu 2000 de euro pe lună, medicul nu-și mai gândește că mai ales la sate sau în raion. Am o cote de prășit, că trebuie să întrețin, am un student la Chișinău, unul la București, trebuie să cresc un porc, trebuie să cresc găini, trebuie să am vacă și așa mai departe. El are timp liber, el are cu ce întreține, el mai are și un calculator și mai procură, are internet, mai este, de asta medicii, pe 5 ani de zile medicul și înțeleg, el nu are alte poziții, el degradează acolo. Bine, domnul Bregă, la ceea ce spuneați dumneavoastră, acum suntem și în perioada când cetățeanul are dreptul să meargă să-și aleagă medicul, să se înregistreze. Cât de important este să ne înscriem, doamna Ștubei? Tocmai asta am vrut să spun, că principiul de alegere binevolă a medicului de familie este încă de la începutul implementării asigurărilor în medicină. Și se menține, desigur, și acum. Pacientul are dreptul să-și aleagă medicul care dorește. Așa. Chiar dacă din teritoriul dat nu este satisfăcut de medic, el din acei 10 din secție poate să-și aleagă. Sau din asociația medical-teritorială poate să-și aleagă medic.
În privința asta, medicul, pacientul are liberă alegere și e important să fie înregistrat la medicul de familie. Așa, ca să ne uităm din numele pacientului, eu, de exemplu, ca pacientă, n-aș dori ca medicul meu de familie, care are atâtea griji medicale, să mai aibă în spate serviciile comunale, contractarea specialiștilor din alte instituții, contractarea investigațiilor în alte instituții, contractarea laboratoarelor, spitalelor cu care o să conlucreze. Eu cred că asta, de exemplu, e o povară pe medicul de familie. Eu aș vrea medicul meu de familie să se gândească la partea medicală și să nu aibă pe, în spate gestionarea surselor financiare. Bine, dar chiar dacă avem medicul nostru, atunci când mergem într-o policlinică și observăm rânduri mari, stau toți și așteaptă la ușa medicului, de ce se întâmplă aceasta? Din care cauză? Chiar dacă sunt programări, trebuie să stai oricum în rând. A rămas în urmă principiul după rând viu. Când venea dimineața la policlinică, de exemplu, și ocupau rând și stăteau în rând până venea rândul. Acum programarea se face la registratură, programarea se face prin telefon și programarea se face online. Pacienții noștri se fac din ce în ce mai disciplinați în privința asta, pentru că timpul costă scump și nu vor să pierdă mult timp, se programează. Bine, medicul de familie are rezervări pentru vizite primare, secundare, profilactice, dar se rezervează și timp pentru urgențe. Dacă fiecare și-ar respecta a lui grafic, nu s-ar primi. Dar, oricum, se găsesc pacienți nu atât de conștienți, care treceau pe alături și au mai hotărât să mai intre la policlinică, sau azi abia și-au dat seama că n-au medicamente și, de obicei, anume așa, persoane și deranjează graficul. Uneori ne face să așteptăm chiar și o lună și două luni, chiar și la un medic de familie când face înregistrarea, ne mai vorbim de un specialist. Nu pot spune în alte instituții, dar la noi nu este așa rând. Doamne Ștubi, da. Haide nu duci în lumea în eroare. Când s-a liberalizat dreptul la medic de familie, se adresează. Și s-a dezlegat mâinile, i-a legat picioare. Pentru că dumneavoastră mi-ați dat dreptul să aleg, dar de la sectorul meu. Deci eu am dreptul numai la MIT-ul ăsta sau la CMF-ul ăsta, numai mult. Dar eu nu vreau aici, eu locuiesc la botanică, eu vreau la telecentru sau vreau la orice, la un doctor. Nu e interzis. Eu vă spun că e interzis, că eu știu cum faci. Și ce înseamnă, dumneavoastră, puneți problema că medicul de familie o să aibă probleme cu contractarea specialiștilor. Contractarea specialiștilor trebuie să fie, eu am spus încă o dată, toți medici, contractarea trebuie să fie de către CNAM. Și dacă medicul de familie are o problemă, că-i treabă la orelist, îi spune, domnule, mă, ta e orelist, ai un medic preferat, da, iată cu tare, dă-mi dreptare și-l s-a dus la spitalul cu tare și la medicul cu tare. Nu că eu ia ca numai, am un orelist pe raion. Cine, voi stați bine, că adică cu toate salariile sunt mici, dar voi stați bine. Dar ce se întâmplă în raioane? Și la cine se poate să adresez un moș Ion care au 600 cetățeni în sat? Unii nu-i medic. Noi avem medici acum și la 1200 și la 1500. În cazul că noi să facem toate reformele astea în așa mod, azi o să bat pentru Chișinău de acum, mai este, mâine pentru centrul raional. Dar apoi mâine o să bat și pentru sătușile mici. Pentru că el la așa salarii își poate permite, nu are ales 30 în prejur de kilometri. El își poate permite să trăiască în centrul raional, pentru 30 de kilometri, 3 litri de benzină își procură și vine înapoi și atunci el își mai face și chemările active, cum zicem noi. Dacă eu știu că ieri au avut o criză hipertonică, moș Vasile din satul X, eu o să mă duc a 20 special să-l văd și moș Vasile să fie mulțumit și eu o să am pacienții mie. Dar așa noi ne-am cuibărit aici în Chișinău, da, stați cât de cât bine, dar eu nu cred că e un salariu ca lumea. Să nu credeți că e mare problemă de contractare. Eu v-am spus, contabil nu e problemă. Care cu servicii comunale? Este contabilă. Ea v-a calculat tot și care e problema. Dumneavoastră vă achitați, ea vă duce toate tare de seamă. Care e problema? Eu nu văd. Și dumneavoastră credeți ce și au firme sau micuțe prin Chișinău, ei fac contabilitate, are un contabil acolo plătit pe lună, cât acolo 1.000-2.000 de lei și duce și contabilitate. Nu e o problemă, nu trebuie să ne speriem, așa e în toată lumea. Eu am dreptul polița mea de securare, vreau la Vulcărești, vreau la Briceni. Așa e în toată lumea, în Germania poftim, du-te, dar acum în toată Europa așa e. Acum sunt polițe de securare europene, vreau din România, mă duc în Berlin, dar vreau din Berlin, vin în București. Dar noi ne temem, noi ținem aici, nu e așa.
haideți să ajungem la ce își face toată lumea. În caz contrar, noi o să facem așa o parodie de reforme și nu o să iasă nimic. Și atunci, și încă una, atunci, imediat, solicite reforma asistenței medicale de urgență. Pentru că medicul de familie nu trebuie să aibă grijă cum o să ajungă moșioan la spital. Medicul de familie a constatat că trebuie internat, presupune că o apendicită acută, medicul de familie a sunat la urgență, urgența vine și-l ia. Dar acum, care urgență vine dacă noi avem 3-4 salvări pe raioane, una e, mă scuzați așa de expresie, una e la Tutankhamon, una e la Stalin și una e la Brejnev. Și una mai cât de cât. Și așa e dotat cu un singur medic. Din 4 mașini de salvare, noi avem dotat cu un medic, Iisus Feșel. Cum pleacă Felicitor Șala? Eu am trimis o salvare și am primit răspuns când sunt, spuneți-mi, domn doctor, și eu, dar nu, doctor Feșel, e abdomen acut sau nu? Dar eu nu știu. Am să-l duc acolo. Și-l duci pe moș la, în centrul anal, îl vede, te rog, îi scude abdomen acut și moșul vine înapoi pe jos, sara. Cum să vină? Iată aici, trebuie asistență medicală de urgență, urgent de făcut. Noi trebuie să vedem ce avem în întregime pe toată țara, pe toată Republica. Soară știu și eu. Noi trebuie să avem cât de cât un elicopter două smurt. Sistemul smurt trebuie întărit foarte bine. Și atât după ce spune că așa o să facem spitale dotate, cum și avem și acum și la Spitalul Republican, mult utilaj performant, dar nimeni nu-l poate. Nu poate lucra cu el. De ce cauză? Nu avem specialiști în domeniu. Dar eu n-am auzit încă, am solicitat timp de 2 ani de zile. O strategie clară de resursele umane. Să știm, noi trebuie să știm peste șapte ani, câți chirurgi o să ne trebuiască în Briceni, câți în Vulcănești, câți ureliști, câți interniști, câți medici de familie, tot noi trebuie să știm. Noi nu știm nimic. Statistica e moartă, complet. Nu se știe. Și atunci nu o să apară problema cum avem acum cu interniștii, care îi dau instanță de judecată pentru că nu se duc. Pentru ce? Că asta e contract care au. E un contract foaie verde. Ei au auzit că eu vreau să fac ceva, dar n-au înțeles. Eu am propus în felul următor. Vine abiturientul la Universitatea de Medicină, vede lista raioanelor, vede profesiile de care are nevoie raionul. Ți alegi profesia, ți alegi raionul, a făcut contractul, unii scris. Eu după absolvire, după rezidentură, eu plec în raionul cu tare, în satul cu tare, profesia cu tare. Și atunci tu, dacă nu pleci, mai mult ca atât, am strâns asta. Conducătorul raioanelor, președinți de raioane, am strâns mulți primari, care mi-a zis, domnule, eu dacă știi că el vine în 7 ani, îi mai dau 500 lei la bursă, îi gătesc o casă în centrul raional și o să găsim o modalitate cum se atrage. Dar noi bine, dar până la urmă, ce salariu va primi? Cu ce este asigurat acel tânăr care merge în teritoriu? Conform contractul care o să aibă. Deci el o să contracteze, nu e contractul care o să vină. El o să contracteze, de pildă, 2000 de cetățeni. Înseamnă de 800.000 și face calculele. Sau ca chirurg, ai operat 20 de operații de apendicit, primești 20 de apendicit. Ai operat 30 de gastrectomii, primești 30 de gastrectomii. Dar dacă n-ai făcut nimic, nu primi nimic. Du-te acasă, las copiii să te întrebi, tată, unde-s banii? Ori ești doctor, ori duci, fă altceva. Doamna Știubei, sunteți de acord dumneavoastră? Suntem de acord cu majorarea salariilor. Dar dacă ne privim din punct de vedere al pacientului, dacă ar avea de ales într-o instituție unde specialiștii sunt pe loc, laboratorul pe loc, sau trebuie să meargă în oraș chiar și la acel medic specialist care l-a ales el singur, tot una mi se pare că ar alege să facă pe loc toate investigațiile, să fie consultat de specialiști, decât să se deplaseze, mai ales în zilele noastre, prin Chișinău, dintr-un capăt în altul. Și părerea mea că ar fi supra-solicitată și urgența. Pentru că dacă medicul în oficiu nu are investigații de laborator, nu are specialiști, nu are cu cine consulta, în unele situații este riscant să trimită pacientul în alt capăt al orașului la consultații. Așa. Și atunci o să solicite ambulanța, să-l ducă la spital, să-i exclude acolo. Acum și tratamentul ambulator este posibil de făcut, în multe cazuri facem în staționarul de zi, și diagnosticul se stabilește în policlinică fără a implica alte servicii și a face alte cheltuieli. Bine, acum haideți să vedem ce spun cetățenii de rând vis-a-vis de acest subiect, după care continuăm și noi discuția. Reformele sunt necesare, dar cred că nici la momentul potrivit și nici nu are nimeni așa o posibilitate, nici politică, nici managerială, ca să facă reforme.
fiindcă reformele sunt în primul rând pentru cetățeni, dar nu pentru lucrătorii de rang înalt, ca să primească salarii mari, dar un pacient care merge în spital, el rămâne în plata voii sau în plata Domnului. Dacă nu plătești, nu-ți face niciun tratament. Dar aveți încredere în medici? Știți că am. Eu am trecut și știu foarte mulți medici, avem profesioniști extraordinari de la înalt nivel. Dar n-au posibilități de a activa, de a face, fiindcă nu-i nici utilaj, nu nici specialiști de rangul 2, sau, fiindcă vin copii la spitale care nu au dorință de a lucra. Pur și simplu sunt nevoiți să lucreze pe un salariu mizer. Dar cum vedeți accesul de intrare la un medic? Este dificil? Foarte, foarte. S-a birocratizat posibilitatea de a te adresa direct la medic, chiar atunci când ai nevoie, nu când și nu poți intra, foarte mulți medici nu ești programat. Nu te primesc, dar programarea se face cu o săptămână, două înainte, adică până vine Dumnezeu, mori. Dar despre polița de asigurare, ce puteți să ne spuneți? Nu, cum? Polița de asigurare crește prețul ca în fiecare an. Sigur că într-o măsură oricare, poate e, are un sens oricare, dar nu un lucru serios. Te-ai dus, dacă se uită ceva, pui acolo pe masă, el te primește și îți spune multe. Dacă n-ai nimic, ești cu nimic. Dar accesul la medici cum este să intri la un medic? Este dificil sau nu prea? Nu, când eu mă duc la un medic, eu nu mă duc pe, cum spune, pe polis aceasta, dar mă duc la unde și ai dat capica și îți primești, fără vorbă. Ai plătit și te primești. Dar cu polița, polița ce nu valorează? Polița asta e numai dacă te-ai dus și ai dat polița, el o să nu mă încălzește. El, capica ai dat-o. E tot normal, dar dacă nu, asta numai, Doamne ferește, dacă caz în spital, am patul, asta costă polița, dar altfel, medicamentele, nu. Trebuie păzut sănătatea de micuț, ca ochii din cap, dar pentru asta trebuie să ai știință și dragoste omenească și stăruință extraordinară. Și atunci medicul nu trebuiește. Nu prea m-am adresat, dar când m-am adresat, s-au comportat foarte bine, profesionist. Nicio problemă. Dacă s-ar investi, într-adevăr, sunt pentru reformă, dar reieșând din situația care e la noi în Republică, e greu de crezut. Dar aveți încredere în medici? Da. Da. Accesul la un medic este dificil ca să intrați la medic? Nu. N-am avut probleme cu medici. Cu salariul pare să e mic și de asta cam. Cam sunt și ei par să dea pe mâine. În rest, suntem mulțumiți la moment, chiar sunt mulțumită de mine. Dar ați avut careva dificultăți de intrare, accesul, cum vi se pare? Nu, spre exemplu, cu mei, mei femeie n-au avut. Când am nevoie, chiar am doi copii, când este nevoie, la moment îmi oferă timp, adică discuție, adică nu. N-am avut lips că să nu-mi permit acces sau careva, adică sunt mulțumit. Am văzut ce spun cetățenii de rând, o problemă la fel este și salariile mici, dar după cum spuneați și dumneavoastră, domnul Brega, contractarea serviciilor de către medici direct cu CNAM, în medicina primară nu ar fi cumva o soluție? Păi nu că ar fi o soluție, dar ar fi o soluție cea mai bună. Asta încă o dată își spun pacienți, dacă nu-i pui 50 de lei și atâi să naște, ei pun 50 de lei la 1, dar se generalizează la 100. Deci este o problemă, desigur, în domeniul ăsta. Dacă 10% din medici sunt, mai iau, majoritatea medicilor nu-și permit așa. Ei așteaptă, își fac datorie până la capăt, o să-i dea un buchet de flori la o doamnă doctor sau nu o să-i dea, nu se interesează. Dar eu aș reveni la și îi spune, doamne, aș trebui laborator și mai departe. Da, el e bine când aveți un laborator, dar medicul de familie are drept să contracteze orice laborator. Și un laborator privat, mai ales care are dreptul de a face analize pe intermediul CNAM-ului. Deci nu e o problemă, noi acum ce avem? Avem laboratoare, facem laborator,
în centre regionale. Mai sunt spitalele este așa zis, regionale sau cum vreți așa numiți, unde fac analizele. Medicul de sector face, medicul familie face analizele. Îl trimite centrul anal. Centrul anal repetă analize că nu crede. Vin cu analize de cele la spital republican. Iar se repetă toate analizele mai mult. Eu nu cred așa. Fiecare cu analizele asta sale. Asta câți bani noi cheltuim în zadar. Deci polița omului până ajunge în spital practic e goală. Pentru că el o cheltuie tot pe drum. Dar când o să fie un laborator dotat și medicul de familie o să ai posibilitatea să colecteze un laborator dotat la centrul anal, dumneavoastră vorbesc din punct de vedere Chișinău. Dar chiar și la Chișinău, ce vă trebuie atâta laboratoare, fiecare sector cu atâta laboratoare? Nu vă trebuie. Pentru ce vă trebuie fiecare sector să aveți rezonanță și tomografie? Câți locuitori aveți pe sectorul dumneavoastră? 1500? Nu. 1500 în sectorul dumneavoastră. La CMF-ul dumneavoastră. 40.000. 40.000. Și chiar la 40.000 întreb un tomograf și o rezonanță. Dumneavoastră o aveți, deși sunt serviți și el din Chișinău? Aveți tot drept, îi vă contractează, același medic de familie o contractează dumneavoastră. Sau contractează cine dorește el. Nu este o problemă. Liberalizăm, dați-i voie cetățeanul să aleagă ce dorește el. Și atunci o să fie foarte bine, nu o să cheltui bani în dori. Nu vreau să vorbesc despre altele lucruri, dar e foarte grav ce este la moment. Să începe, așa, nu înțeleg, noi nu știm ce avem în perspectivă. Noi o să facem spitalele astea, de pildă, hai să numim, cum spun ei, centrale. 19 spitale pentru ce trebuie 5-5, nu am înțeles. Că noi putem face 5, 6, 7 spitale județene, facem spital universitar. Dar facem un spital universitar așa cum se face, cum face în toată lumea, cu clinici, clinică traumatologie. Bine, domnul Brega, haideți totuși să punctăm care sunt pașii care ar trebui să-i urmăm ca să ajungem și noi la un sistem medical așa cum este în străinătate. Primul paș trebuie de făcut, trebuie de evaluat sistemul de sănătate în întregime. Tot ce avem la moment. Nu este vorba numai de medicul de familie sau de asistența medicală primară. Tot ce avem. Doi. A doilea pas. Vedem ce avem nevoie. Începând cu resursele umane, prima, asta ce mai scump costă, resursele umane trebuie pregătite. Ce folos că o să avem un spital regional în Căghinic în 2014 și al din Iedin nu a fost deschis, când avem specialiști și avem să fie o clădire bine dotată cu nimeni acolo. Noi nu avem specialiști transplant, noi nu avem cardiochirurgi specializați, noi nu avem nimic, avem acolo o mână de oameni, dar asta nu înseamnă nimic și trebuie bine pregătiți resursele umane. Evaluăm care sunt posibilitățile noastre financiare. Dacă avem posibilitatea să ne extindem pe toată Republica, înseamnă să ne extindem toată Republica. Dar dacă nu, încercăm pe regiuni. Nord, centru, sud. Nu e mare problemă. Eu v-am spus că eu numai și am venit din Brișeni. 3 ore jumătate am fost aici. Dar închipuiți-vă că avem un elicopter smurt. Sau alte modalități. Cât e de dus pacientul și ala? În Bălți, în Chișinău sau în Cahul? Nu e nicio problemă. Vedem care sunt posibilitățile noastre. Nu putem toate trei, presupun, centri bine dotate, unde se fac transplant. Facem altfel, încercăm primul centru. Ori la sud, ori la nord, ori din centru. Facem un spital universitar, cum se cade. Bani sunt, teritoriul este, eu de mult lupt cu spitalul ăsta universitar. Pentru că nu se poate, cum a propus fosta ministru, că spitalul universitar trebuie să fie spitalul republican, institutul de oncologie, institutul de cardiologie, mai ales cu toate cele construcții vechi, care necesită o grămadă de cheltuieli. Ce fel de spital avem noi? Și trebuie făcut un spital locuri, este cu clinici, așa cum se face psihotare, unui student să ai posibilitatea să învețe, să vadă tot pe monitoare, așa cum se... Acum eu îți duc și în sala de operație, chirurg jenanț, o fetiță micuță care poate să devine un chirurg extraordinar, nu poate să uită, nu vede, ies afară și nu mai stă la operație și nu mai vede nimic. Asta trebuie de văzut. Trebuie de văzut posibilități. Ce avem nevoie? Avem nevoie de atâtea cadre. Eu trebuie să știu, peste 7 ani de zile, eu am nevoie de 50 de chirurgi, 50 de pediatri, asta, interniști, 50 de neurologi, 50 de... Ce am nevoie? Și eu atunci îmi planific, dau la Universitatea de Medicină, iată, statul vrea, plus 10% cu rezerve, pentru că mai se întâmplă care pleacă cu familia, care abandonează, care nu se ține examenele, 10%, eu știu că am dat Universitatea de Medicină, am plătit bani, știu că chirurgul ăsta peste 7 ani de zile, sau doctorul ăsta o să pleșeat în regiunea cu tare, sat cu tare. Și o să știu că o să fie pregătit. Pe parcurs îmi pregătesc bine specialiști dotați,
4-5 în fiecare spital să fie bine dotați, 3-4 în dependență de, și îi punem acolo. Noi avem 3 milioane de oameni, și știi, noi avem. Tot copii, cu nici aceste noi avem. 2 milioane și 800 ceva de mii. Sub 3 milioane. Cât se întrebă nouă? Nouă întrebă 3 spitale bine dotate, centru, sud, nord și gata. Și face spitale județene. De gândit ce de făcut cu spitalele astea care sunt acum. Astea rănale, că nu poți să le distrugi. De văzut ce resurse umane avem la spitalele astea vechi. Cum îi putem recalifica sau doresc ei să recalifice, câți pensionari. Asta e mult, trebuie bine o analiză foarte detailată de văzut ce avem. Dar așa te apleapă, eu vreau să fac reformă în spitale sau o reformă acolo, dincolo, nu merge. Bine, doamnă Știubei, vedem că în ultima perioadă numărul este în creștere a bolnavilor oncologici și nu ar fi aici o explicație că cetățenii se adresează prea târziu la medic și ajung în situația când constată că deja chiar este târziu. Care este rolul medicului de familie aici? Cu adevărat, nu toți pacienții noștri se adresează atunci când e momentul. Doar atunci când de acum sunt într-o stare mai gravă, vin la medic tardiv. O metodă ar fi profilaxia, controlele profilactice care sunt recomandate tuturor. Și cetățenii vin la aceste controle? Vin, sunt foarte conștienți, sunt care vin, cu părere de rău, sunt care nu vin. Deci aș vrea chiar să mă adresez ca fiecare pacient să fie înregistrat la medic de familie, să verifice înregistrarea, dacă este înregistrat, mai ales acei care și-au schimbat locul de trai, pentru că este perioada acum când toți își pot schimba medicul, face o înregistrare și numai decât să vină la control profilactic. Chiar bine, aici în oraș situația este îmbucurătoare, dar atunci când mergem în teritoriu, cum ar putea un cetățean să ajungă la medicul de familie atunci când ar trebui să parcurgă o distanță mult mai mare în condițiile pe care le avem? Păi parcurgi distanță plecând la piață, la magazin, unde pleacă, așa trebuie să găsesc posibilitate, pentru că sănătatea este cea mai scumpă, fără care celelalte nu costă nimic. Domnul Brega, ce părere aveți? Asta la tema de oncologie. Da, problema este că 70% practic se adresează stadiul 3-4 de acolo. Stadiul avansat. E vina și pacientul la noi, așa sunt învățați băsărăbenii, că vine când dă cu nasul de acum în jos, când nu mai poate. Este, asta se referă la și la țară, bare de strâns, de cules struguri, bare de făcut vin, bare de prășit, bare, e drept, sunt de acord. Dar, totodată, haideți, sunt cazuri, reprezintă undeva 10-15%, când îți vinoveți medicii. Dar de ce e vinovat medicii? De familie. E vinovat de atât că nu cunoaște. Eu aș vrea să întreb printre dumneavoastră 10 medici de familie de la Chișinău. Cât s-au trecut orele, cicluri prin Institutul de Oncologie? Nici? Majoritatea. Nu cred. Majoritatea. A, acele 3 zile? Așa da, așa sunt de acord. Asta sunt de acord. Dar așa din rău nici atât. Tot stărui treacă ciclurile astea pentru că trebuie să adaug puncte, pentru că trebuie pentru calificare, pentru așa mai departe. Nu cunosc unii medici, una la mână, doi chiar și n-au ce investiga acolo. Nu, în centre raionale. De asta eu deși spun, trebuie să vedem cine trebuie. Sunt probleme mari în oncologie, desigur că și pacienții sunt vinovați, dar este și o vină medicilor. Da, am accentuat acest subiect pentru că vedem că este mult mai complicat pentru un cetățean să se adreseze la medicul de familie în teritoriu și deja ajunge prea târziu. Eu să mă refer numai la bolile sistemului urinar, poftim și la proctologie. Hemoroiz, știi, se licuiește, se tratează la medici. Din sector, încolo cancer rectal. Adenom de prostată, n-a tablete, n-a pastile, n-a aceea, n-a aceea, știi, jumătate de an cancer de prostată. Nu, sunt lucruri care nu le... Dar nu poate medicul celă de familie din sat, vă mai spun odată, eu când îi văd, te duci la ei acasă, el are porci, vacă și așa mai departe, că el trebuie să întreții copii, el n-are ce să hrăni. Acolo, aici la oraș, cum mai ești, cum mai ești, dar acolo nimeni nimic. Acolo trăiești din strict salariu. Mergi prin glod, noaptea, și dacă vrei încât mai ai un sat vecin și n-ai cu ce, trebuie să plătești rutiera ca să ajungi la 10-15 km de zi, din banii tăi nu-ți plătești. Bine, și după această reformă va fi și mult mai greu. Păi dacă eu să am salariul meu de 2000 de euro, dacă eu știu preciz că
Am posibilitate. Eu în 2-3 ani de zi mi-am rădit atât de mult profesionalismul, că eu o să am nevoie de consultat, știu unde să-l trimit. O să am nevoie ca să-l trimit la un spital, eu o să chem salvare, îl trimit acolo, îl trimit dincolo. Nu e o problemă. Aici la Chișinău eu înțeleg, ei mai participă încolo, mai încoace, mai au fel de comunicare între ei, mai, dar în sate e gravă ce-i sunt. Dar nu uitați că peste 400 de sate avem fără medici de familie, în genere. Dar 400 de sate reprezintă jumătate din populație. Jumătate din populație vine cu cancer gradul 3-4. Am înțeles și domnul Brega, dumneavoastră ați fost și în Parlament și ați participat nemijlocit în actul guvernării. Ce lipsește până la urmă sistemului medical la noi ca să fie unul bun și totul să meargă bine? Voință politică. Și doar atât? Voință politică, da, doar atât. Haideți să luăm. Spitalul Republican. Noi nu avem voință politică? Nu, nu e voință politică, este voință de a... A, nu, să nu zic eu așa, a de lapida unele surse. Atât Spitalul Republican, cel nou, clădit, cu cât tam-tam s-a tăiat panglica, cât s-a investit. Și avem acum? Avem un dezastru acolo. Ușile nu se închid, liftul merge pe o parte, mai sunt altele probleme, curgi, podurile și așa mai departe. Nu mai vorbim de clădirea cea veche. Deci de acolo s-au dus bani, oameni buni. Nu? S-au procurat medicamente care nu trebuiau să fie acolo. S-au procurat utilași care nu poate nimeni lucra și până în ziua de astăzi. Bine că a venit domnul Cipotaru și cunoaște trei asta, instrumente au fost procurate, 5.000 de euro fiecare și l-au găsit în depozit și el fiind din Germania, având experiență, au venit și bă, eu ce-am găsit, eu trebuie să-l implementez, dar îi trebuie iar bani suplimentari. Sunt multe lucruri, dar utilaj de milioane de euro. S-au procurat, stau și au ruginit. Deci nu e voință politică și nu e voință de a face ceva corect. Eu te vă dau caz concret, norvegienii. Este vorba de interes politic aici? Interes politic, sigur, asta e neapărat. Vă dau cazul. Nu cum. Vă dau un caz. Oamenii vin dintr-o țară. Ne-au adus utilaj de 80 de milioane de euro parcursul anilor. Nimeni nu vrea nimic să fac pentru ei. Unii se duceau ca, așa ca în perete, dar ce o să avem noi de ei și ce o să avem noi așa. Dar trebuia un singur lucru, un acord de cooperare. L-am făcut acordul și al de cooperare în 2 luni de zile, acum vin investiții de 5-7 milioane. Am deschis la Universitatea de Medicină și o nouă specialitate acum. Și asta e pentru noi să facem. În loc la oamenii ăștia să le spui mulțumesc, încă se întreb, dar ce o să avem noi? Și încă după aceea am impus, mi s-a spus, nu mie, dar le s-a spus, să aveți în vedere. Voi să aveți de noi cu ministerul, Brega o să plece, dar noi îți vă arătăm noi vouă. Oameni buni, oameni buni, pe atunci măi, ce facem noi? Am înțeles, doamna Știubei, și vă rog la final de emisiune câte un mesaj pentru cetățeni, pentru pacienți. Eu doresc tuturor pacienților multă sănătate, să se adreseze precoce la medicul de familie. M-a bucurat mult că în reportaj pacienții spun că au încredere și cu adevărat așa este. Mulți din medicii de familie sunt persoane de încredere în familiile din sector. Și vreau să amintesc că serviciile medicale influențează doar în 10% sănătatea. 40% aparține stilului de viață. Așa că sănătatea începe de la un mod sănătos de viață și o comunicare corectă care ne-ar ajuta să evităm stresurile. Așa, domnul Brega și dumneavoastră. Modul sănătos de viață depinde sănătatea publică. Reforma în sănătate publică tot trebuie făcută. Ei sunt cei care trebuie să prevină bolile, ei sunt cei care trebuie să ocupe. Dar pe dânșii i-au dat supansa. E bine, asta e altă temă de discuție. Ce să le spun cetățenilor? Să fie sănătoși în primul rând. Să aibă grijă de ei. Dumnezeu ne dă sănătate. Noi în tinerețe o pierdem, apoi la bătrânețe începem a alerga după ei. Să o păstrez din tinerețe, să fie foarte prudenți, să înveți ca peste hotare, orice deviere de la normă, imediat să aducă la medic. Și asta mai mult nu doresc nimic. În speranța, eu sper că o să facem reforme ca să fie așa cum trebuie, ca pacienții noștri să nu mă pe drumul în zadar.
Așa, domnul Brega, doamna Știubei, eu vă mulțumesc pentru informații și vă mai așteptăm la noi. Mulțumesc dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Ochiul Public. Să aveți o seară cât mai frumoasă și nu uitați să urmăriți emisiunea Ochiul Public de luni până joi. La revedere!